Cel mai nou și mai inovativ campionat tot teren organizat în România revine în actualitate cu etapele 3 și 4 găzduite de traseele din jurul localității Ibănești. În premieră pentru Mureș, 100 Tracks aduce spectacolul din competițiile off-road în era digitală prin navigația cu ajutorul track-urilor GPS și prin live streaming. Competiția va avea două clase de dificultate, soft și hard. Noutatea vine din faptul că traseul clasei soft este ales în așa fel încât orice proprietar de autovehicul tot-teren să poată participa la concurs. Cele peste 30 de echipaje prezente la Ibănești vor avea parte de trasee lungi, deosebit de frumoase, care combină porțiuni mai rapide cu zone tehnice, unde piloții și copiloții vor avea mult de lucru. În special pentru ultimii, se face simțită diferența majoră față de competițiile clasice de off-road, navigația nemai făcându-se după vechile roadbook-uri, ci folosind track-urile GPS.